A vorbit despre petreni înseamnă a ne raporta la o așezare care are o vechime de câteva mii de ani. De ce? Pentru că suntem în imediata vecinătate a cele mai importante autostrăzi europene la vremea respectivă. Este vorba de autostrada Sării, în speță culoarul Mureșului, care permitea transportul unor cantități impresionante de sare, blocuri de sare, din zona de exploatare Ogna Mureș înspre centrul și înspre vestul Europei. Sara la vremea respectivă practic era un, considerat aurul comunităților. Petrenul, prin așezarea sa, se află în imediata vecinătate acestui, acestei rute comerciale, probabil influențată cumva și de civilizația Turdaș. Și legându-ne de această perioadă, poate că nu este lipsit de importanță să amintim un eveniment care are loc în 1978, când unul din malurile străilui are o ușoară surpare, iar în zona superioară s-au identificat bucăți de ceramică din perioada halștatiană. Dacă parcurgem puțin timpul în perioada dacică, vom observa că petrenul este încadrat de două cariere importante de piatră. Cariera de piatră de la Măgura Călanului, aflată la o distanță de relativ 4-4,5 km, o distanță ușor de parcurs pe jos și cu siguranță cumva apropiată de vechea vată de locuire a satului, și cariera de la Măgura Uroiului, la o distanță aproximativ de 4-5 km. Un fapt cu totul și cu totul accidental din 1992 a scos la iveală un număr de 14 monede de tip tetradrahmă din marca Rădulești, care au fost scoase la iveală în urma unor lucrări agricole. Mergând puțin în timp, în perioada romană, pe teritoriul satului Petreni se dezvoltă o vila rustică, vila rustică care actualmente se află sub casele care fac parte din latura de vest a satului. Primele descoperiri la această vila rustică au loc în anul 1947, când cetățeanul Ivonici Remus, în momentul în care observă unele zone arse de soare datorită și secetei, solicită Muzeului Județean din Deva, la vremea respectivă Octavian Floca se deplasează la fața locului și face câteva secțiuni de cercetare arheologică, identifică zidurile de la acea vila rustică, ziduri perfect conservate, cărămidă, țiglă, ceramică, dar și foarte multă piatră. Din zona respectivă, ulterior s-a extras piatra care a fost folosită pentru fundația la viitoarea cooperativă agricolă de producție ridicată în perioada comunistă. Însă, vila rustică nu a fost cercetată în întregime, din păcate. Ea a fost cumva bulversată în 1989, când, datorită acelor sarcini date de partid prin care se urmărea reducerea suprafețelor rurale și până la urmă distrugerea satului, s-au distrus efectiv toate livezile din zona de vest a satului și în aceste operații au fost afectate și zonele superioare ale acestor construcții de la Vila Rustica. Vila Rustica care are un corespondent și în localitatea vecinată, în Băcia. Deci putem să afirmăm că perioada romană este o perioadă de intensă locuire în această zonă, dat fiind faptul că în perioada romană
unul din drumurile principale care traversează Dacia, trece prin imediată vecinătate a satului Petreni, la aproximativ un kilometru. Acest lucru îl putem identifica în hărțile, în tabula pe untarigiană din perioada respectivă. Este drumul care face legătura între capitala provinciei Ulpia Traiana Sarmisegetuza, trece pe la Băile Romane de la Călan, Acue, continuă pe la Petreni. Aici este posibil să avem prima mențiune istorică a localității sub forma de Petre, în latină, bineînțeles, cu terminația AE. Cu siguranță avem motive să susținem că această denumire face trimitere la activitățile pe care le desfășoară membrii comunității de petreni. Pentru această perioadă putem să identificăm, tot ca și zone de locuire, zonele din partea de vest a localității, zone în care se observă băi din piață, zonele în care se exploatează piața. Nu cunoaștem ce a avut loc aici după retragerea romană, cu siguranță fiind o zonă relativ protejată, putem avea motive să afirmăm că zona a continuat să fie locuită, cu atât mai mult cu cât dealurile din spate ofereau o protecție veritabilă în fața atacurilor unor grupuri de popoare migratoare care erau obișnuite doar cu zonele de șes, cu zonele de luncă. Știm că aceste popoare migratoare nu se aventurează în zonele de deal, în zonele împădurite, deoarece nu aveau siguranță și nu puteau să aibă succes în luptele călare, pentru că erau împădurite. În perioada secolelor 12-13 apar din nou primele semne vizibile și astăzi a unei comunități, credem noi, suficient de puternice, o comunitate care reușește să își ridice o biserică din piață, din fosta biserică de piață, foarte bine vizibilă în momentul în care se traversează pe pod râul Strei, în partea, chiar în față, se mai observă doar turnul. Din păcate, această biserică, care avem motive să afirmăm că este construită undeva în secolele 13-14, deci în jurul anilor 1200-1300, de ce spunem asta? Pentru că tehnica de construcție este identică cu tehnica de construcție folosită atât la Strei Sânt Georgiu, cât și la Strei, cât și la Densuș. Poate biserica de la Densuș are elementele sale caracteristice, însă în ceea ce privește tehnica de construcție la biserica veche, cum este numită în comunitate, de la Petreni, și biserica de la Strei Sânt Georgiu, este o asemănare frapantă. Din păcate, în jurul anilor 1949-1953, sub directa protecție a lui Petru Groza, o familie din Petreni distruge această biserică, biserică care la vremea respectivă era păstrată încă foarte, se păstra foarte bine, inclusiv pictura. Crucile care se păstrează în cimitirul acelei biserici fac dovada unei vechi locuiri, iar zona imediat învecinată bisericii dovedește că ea a fost așezată în acel loc pentru că putea să ofere o protecție credincioșilor care se refugiau cumva în situații de criză. Cu siguranță sunt în zona respectivă fortificații care nu sunt cercetate, pentru că diferențele de relief scot în evidență această afirmație. În perioada modernă, perioada de ocupație austriacă, datorită unei fiscalități crescânde,
a administrației austriece, din vata actuală de locuire a satului Petreni, are loc o migrație sau o roire care era tipică pentru perioada respectivă, tot în zona de est, undeva sub pădure, și se pun bazele unui cătun pădureni. Probabil că denumirea vine din imediata vecinătate a pădurii. Construcții sau unele case din acel cătun se păstrează și astăzi. De ce are loc această extensie? Pentru că în zonele împădurite statul austriac nu punea impozite, iar locuitorii care își ridică gospodării în zona împădurită sunt scutiți de la plata acestor impozite. Probabil că nu lipsit de importanță în această perioadă, și ne aflăm cumva în jurul anilor 1905-1907, comunitatea, tot ca dovadă a prosperității care o are, la vremea respectivă făcea parte din parohia Orăștiei, deci ca și unitate administrativă vorbim de o apartenență a localității Petreni spre Orăștie. Orăștia pentru vremea respectivă era cumva capitala culturală a regiunii Hunedoara. Deci în localitate se ridică noua biserică în 1907, ca și an de datare, o biserică extrem de impunătoare pentru perioada respectivă, cu siguranță și astăzi cea mai impunătoare biserică din comună, dar din sursele orale ale unor locuitori din Petreni care au trăit perioada respectivă, satul refuză să accepte legea Aponii, acea lege demaghiarizată, care însemna că locuitorii care sau copiii care vor frecventa școlile maghiare sunt scutiți de taxe. Comunitățile care vor să dezvolte o școală în limba română, practic va trebui să suporte costul salarizării învățătorului. În localitatea Petreni va fi adus un învățător din Orăștie, comunitatea îi oferă inclusiv casă, masă pentru perioada cât își desfășoară activitatea pe parcursul anului. Un lucru impresionant dacă e să ne gândim atât la structura etnică, pentru că în ceea ce privește satele învecinate, avem cazul Băcia, unde comunitatea este mixtă, jumătate român, jumătate maghiar. Avem comunitatea Jeledinți, unde comunitatea este la fel mixtă, români, maghiari, cu un mic procent și de evrei. Iar în cazul Petrenului, comunitatea este compactă, o comunitate românească, care ține foarte mult la elementele de identitate. Primul război înseamnă și primele pierderi pentru fiii acestei comunități. Numărul celor care cad în primul război mondial se ridică la 8 persoane, un număr relativ mare, dacă e să ne gândim la o localitate de tip rural. Însă perioada interbelică dă imaginea unei comunități prospere, unei comunități puternice, unei comunități cu foarte mulți tineri. Imagini, afirmații care pot să fie susținute cu foarte multe imagini din perioada respectivă. O comunitate care își păstrează cumva tradițiile, o comunitate care își păstrează identitatea prin potul popular, așa cum putem să observăm din imaginile care se păstrează din perioada respectivă, în plus o comunitate care crește foarte mult în ceea ce înseamnă construcțiile, și aici mă refer la construcțiile cu caracter economic pentru perioada respectivă, grajdurile, șurile, care majoritatea sunt construite în intervalul 1923-1938, lucru certificat datorită acelor
inscripții aflate pe frontispiciul clădirilor. Perioada celui de-al doilea război a însemnat, practic, perioada de declin al Petreniului. Credem un declin temporal. De ce? Pentru că în primul război, în luptele care se dau împotriva Uniunii Sovietice, cad 11 tineri, 11 feciori pe front. A fost o dramă, a fost o dramă pe care comunitatea nu a reușit să o gestioneze în timp, pentru că imediat după război, regimul comunist vine și își pune amprenta într-un mod brutal, deoarece perioada de colectivizare înseamnă afectarea unor familii înstărite din sat. Unii dintre ei sunt depozitați nu doar de bunurile animaliere sau mijloacele de lucru, unii aveau chiar tractoare, unii aveau batoze sau pluguri, cazul Ivonici Remus, care în gospodărie are și batoză, un tractor marca Ford 1935, impresionant pentru o comunitate la vremea respectivă, probabil că la nivel de Transilvania, nu cred că numărul lor se depășea 100. Cert este că din comunitate, datorită faptului că lipsește șansa de a supraviețui economic, majoritatea tinerilor absolvenți de școală și nu numai, sunt nevoiți să meargă înspre centrele urbane și nu neapărat înspre centrele urbane, dar în special spre centrele urbane, chiar dacă o perioadă unii mai rămân să locuiască în localitate, dar spre centrele urbane, Călan, Hunedoara, Deva, Simeria.